Aici avem unul din cele mai frumoase grâuri de la ITC, din programul nostru de cercetare, Iris 12. Noi l-am creat special pentru fermierii români, pentru a răspunde celor mai multe cerințe, și anume să fie rezistent, să se adapteze condițiilor de climă din țara noastră. Are o rezistență remarcabilă la secetă, în special, și este un grâu care, atunci când avem condiții de secetă și arșiță, va performa. Se pretează foarte bine la o însămânțare târzie. El poate fi însămânțat și în luna decembrie, fără niciun fel de probleme. Înfrățește în primăvară. Iar aici avem câteva plante. O să vă arăt câți frați poate să facă, frați adevărați. Avem spicul principal și 1, 2, 3, 4 frați. Dacă ne uităm foarte atent, vom vedea că pe lângă spicul principal avem 3 frați adevărați de talia spicului, aproape cât spicul principal, și unul singur care este mai micuț. Se pretează foarte bine la o normă de însămânțat redusă. Aici avem și masa foliară pe care o putem vedea, foarte puțin atacată, chiar dacă suntem într-un an ploios în care plantele au avut de suferit și în care presiunea borilor a fost foarte mare.